Simt că m-am recreat și am putut să îl regăsesc pe Dumnezeu în toate lucrurile din jurul meu. Să nu mai suportam toată treaba asta cu online și am vrut să particip fizic, să pot să simt mult mai mult această bucurie. Prin acest eveniment puteți trăi mai bine acest post, starea de liniște pe care ți-o dă. Toate ți-o dau rugăciunile și cuvintele acestea de meditație. M-am simțit super bine, am avut o liniște sufletească foarte bună și chiar mi-a plăcut și chiar o să mai vin. Tema veghei nocturne pentru anul acesta a fost postul mare, pacea și sinodul. Ce părere ai despre asta? Consider că în această perioadă ar trebui să reflectăm un pic mai mult la ceea ce înseamnă postul și renunțarea pentru fiecare dintre noi. Suntem datori să ne rugăm pentru păstorii noștri care acum s-au întâlnit pentru sinod, astfel încât Duhul Sfânt să-i călăuzească și să se ia cele mai bune decizii pentru biserică. Și de asemenea suntem datori să ne rugăm pentru pace, pentru că noi aici suntem cumva un pic feriți de ceea ce se întâmplă la vecinii noștri, care nu au același noroc, ei sunt nevoiți acum să plece din casele lor. Dar ceea ce putem să facem este poate o mică renunțare și cu siguranță fiecare dintre noi poate să spună o rugăciune sau să transmită un gând bun pentru cei care acum au de suferit. Care e diferența sufletească între adorația de la veghea nocturnă și o liturghie obișnuită? În cadrul unei liturghii se săvârșește jertfa supremă. Acolo Hristos își dă viața pentru noi și noi avem privilegiul de a gusta din trupul său, de a ne hrăni sufletește. Dar la veghea nocturnă este un prilej prin care putem medita mai mult la acest mister. Putem să adorăm ceea ce Hristos ne-a lăsat la cina cea de taină.